Vreau să te întreb ceva. Din prima emisiune ai venit extrem de revoltat. Asta s-a întâmplat chiar luni. Și ai spus că un coleg de-al nostru a vorbit și a scris pe blogul lui niște lucruri extrem de urâte la adresa ta. Iar tu crezi că aceste lucruri s-ar fi întâmplat la o întâlnire de taină în care s-ar fi făcut niște scenarii. Ai că m-ai făcut curios. Vreau să-i spui acum, Marcel, în stilul tău extrem de tranșant, ce ai să-i tranșant, dar civilizat. Aș vrea să stabilim de la bun început lucrul ăsta, da? Adică să nu ne întrerupem, dacă dacă trecem în țigănie, îl las singur, că îi place singur mai mult, probabil. Dar eu n-am făcut niciodată țigănie. Am văzut și alte emisiuni în care se ridica tonul și aș prefera să păstrăm un ton civilizat. Dar nu din cauza mea, știți foarte bine, domnul Brancu. Mă sunt domnul Brancu, dacă mâncam împreună la Silviu Prigoană, eram tot domnul Brancu. Suntem oficial. A, nu suntem oficial, Marcel. Ar fi o fățărnicie. Ai fost la emisiune, ne-am tutuit. Mi se pare nereguli. Ce mai faci? Ok. Pe 22.08 a apărut un articol pe blogul domnului lui Cristi Brancu, în care erau menționate anumite lucruri foarte intime, care le știam doar eu cu Maria. Cum ar fi? Factura la telefon, la curent electric. Era o informație care a apăruse cu 24 de ore înainte pe un site tabloid care începe cu W. Probăm? Nici pe departe. Probăm? Hai să probăm. Dacă poate regia, că n-aș vrea să pun mâna pe telefon acum, hai să vedem dacă această informație a apărut pe un site cu o zi înainte. A spus că nu ne întrerupe. Mă lași să spun ce am de spus. Te rog frumos, dar era bine să știi această informație. După care, în acest articol de pe blogul lui Cristi Brancu, mă face praf în ceea ce privește activitatea mea comercială. Și anume, că sunt într-un faliment, de fapt este singurul faliment din viața mea, că eu de fapt sunt un falit, că mi se stinge lumina și așa mai departe. Dar nu este absolut nici măcar o aluzie la adulterul care se produsese. Ba este, dar n-ai fost atent. Nu este nicio... Ba da. Ai observat că la un moment dat am spus că era cu mințenia pământului. Nu ne întrerupem, da? Și după aia am spus că nu mai era pământul. Știam că e un om, ești atent la detalii, dar văd că n-ai fost de data asta. Ai spus că nu ne întrerupem. Nu, am vrut să te... Îmi cer scuze, am vrut să te completez. Perfect, bine, te las. Trăm același ton civilizat, așa cum ai spus. Ok. Ok. După care, spre sfârșitul acestui articol, se menționează că Maria, într-adevăr, a spus stop cu mândrie, că acum s-a regăsit cu privirea rece și cu pieptul înainte. Ok. Nu se... Cum să spun? Dacă domnul Brancu se erigează în acuzatorul unui om care a dat greș într-o afacere de suflet, la care a muncit 10 ani și care știe foarte bine cât am investit în acea afacere și devine avocatul... Eu am înțeles ce vrei să spui, Marcel. Avocatul, dar tu crezi că doar din... Stai puțin, hai să avem și un dialog. Am înțeles ce vrei să spui. După aia, da? Eu vreau să te întreb așa, doar din ce înseamnă, ai zis tu... Înseamnă că domnul Brancu este o persoană aservită și spun în cunoștință de cauză. Stai puțin, poate fi asta o interpretare extrem de subiectivă a ta. Normal. Pentru că din ceea ce ai spus tu, doar că au zis de faliment, o chestiune care cred că se poate verifica din multe surse. Înseamnă că Cristi Brancu a primit niște informații intime, de nivel personal, la un grătar, așa cum spui tu, chiar știam de la Maria? Doar eu cu Maria de această factură de telefon și să vă spun despre ce este vorba, oameni buni. Am fost plecați de Crăciun și de Revelion o lună din București. Ne-am întors pe 10 decembrie, am plecat, pe 10 ianuarie ne-am întors și, într-adevăr, aveam curentul tăiat. Factura de curent a fost 1200 de lei. 1300 de lei. Da? Ok, am plătit-o și am mers mai departe. Dacă asta a devenit, cum să spun, subiectul unui articol pe blogul unui celebru moderator. Domnul Brancu, Cristi Brancu, vreau să te întreb, de ce nu m-ai sunat pe mine să mă întreb dacă este adevărat sau nu? De ce nu ai, cum să spun, de ce nu ai cerut și o părere extra... Da, Marcel, am să-ți răspund imediat. Ideea e următoarea. Aș vrea să-i ofer acest telefon Mirelei ca în acest timp să-mi spună dacă undeva scrie despre factura la telefon. Pentru că s-ar putea să nu scrie. Scrie doar la factura la lumină care fusese devolată cu o zi înainte. În al doilea rând, aș vrea să spun că... În momentul în care am văzut acest lucru, ce se întâmplă cu voi, am scris un articol în care am spus că în urma unui lucru pe care o țară întreagă l-a descoperit, și anume că Marcel Toader a venit de două ori, odată cu Ferenț și odată cu Gabriela Cristea, să dezvăluie lucruri care nu sunt demne pentru un bărbat. Eu cred că un bărbat, în momentul în care are o problemă personală, nu se duce la TV și plânge, vrea să arate chiloți,
vrea să arate pete care, mă rog, doar dacă-s de marțian poate să reziste 24 de ore, nu face chestii de poziție, un bărbat adevărat suportă demn înfrângerea, merge mai departe și nu face public un asemenea lucru, un lucru care a fost, se pare, de vreo 100.000 de oameni acceptat dintre cei care au citit materialul meu. Toate informațiile care sunt în acest material, și ai să observ, sunt informații la nivel public, în afara faptului că l-am cunoscut pe Marcel Toader, la un moment dat îl și cauționez în material în care spun, domnule, l-am înțeles, poate e un om ghinionist, după care mi-am dat seama că povestea s-a repetat, din mici informații. Dacă există vreo informație în legătură cu a servirea mea, mor de curiozitate. Acum, dar mor, te rog frumos, tu... nu mă lăsa în beznă, nu, că mor aici. Deci, dincolo de faptul că tu ești jurnalist și până la urmă fiecare are dreptul să scrie, te rog, Marcel, să citești articolul, să spui dacă scriem de vorba de factura de la telefon, că vorbim discuție aici. Eu vreau să te întreb altceva, Cristi. Rog. Așa cum îi știi tu, eu am citit articolul, știu despre ce e vorba. Vreau să te rog repede, că vreau să-l întreb și eu ceva pe Marcel. Faptul că vorbește de Ana Maria Ferenț. Ana Maria Ferenț a fost la domnul Brancu în noiembrie 2005. Unde? La în domnul emisiunea Brancu. Nu avem emisiune la TV în 2005. Nu, în 2007, 9 aprilie, am început emisiunea. După care m-a acuzat în presă că eu am bătut-o pe Ana Maria Ferenț, fără să-i ceară măcar vreun certificat medico-legal. După care Gabriela Cristea a venit la el în emisiune, când avea vechiul platou, și la fel Gabriela Cristea a afirmat că am bătut-o, fără ca domnul Brancu să-i ceară măcar un certificat medical. Doamne ferește, asta cu bătutul rămâne de văzut, altele rămâne au fost discuțiile, au fost dar niciuna, deci, în orice caz, ce vreau să-i aduc, deci, a venit la mine la emisiune, a avut o confruntare 1-1, după care, în acea seară, ne-am dat mâna și vreme de 2 ani de zile, câtă vreme chiar am crezut că oamenii ăștia o să aibă o relație frumoasă și Marcel în sfârșit s-a oprit din ceea ce face chiar în acest moment, m-am comportat civilizat, i-am primit cu toată plăcerea, numai că mi-am dat seama în acest moment că de fapt este un mod de viață, nu este doar o întâmplare. Dar dincolo de faptul că, să spunem, a mai avut eșecuri și multe au fost în favoarea nevestelor, de data asta, simți că Maria este nevinovată sau nu, că ar avea nu simt că Maria motive e nevin... să fie nu, nu simt că Maria este nevinovată și dacă Marcel, care sigur că vorbește în cunoștință de cauză, că înțeleg că fac parte dintr-un complot și repet, să nu mă lăsați până la sfârșitul emisiunii să nu aflu nu și eu te din ce complot. Mă bucur, mulțumesc. Trebuie să spun că în această emisiune am spus de mai multe ori, când a fost Văru Sandel, când a fost Emilia Dorobanțu, chiar și aseară, nu bag mâna în foc, pentru că n-am de unde să știu. Și în materialul pe care l-am scris, n-am spus că ea n-ar fi vinovată. Am spus doar că ea, care era cu mințenia pământului, la un moment dat n-a mai fost cu mințenia pământului. Tu ce înțelegi din asta? Bun, hai să vedem unde că n-am terminat. Ca lumea să înțeleagă. Este foarte posibil ca Maria Constantin să-l fi înșelat pe Marcel Toader. Eu am condamnat în mod public modul de-a dreptul jenant în care un om vine și ce spune lucrurile intime la TV. Da. Există o limită a bunului simț. Dar nu-i problema, și dacă dar o anumită fotografie cu niște chiloți ar fi fost dată la TV cum domnul Marcel își propunea, putea să vină și CNA-ul peste noi, adică sunt niște limite.